Salut! De ce și cum monitorizăm temperatura PC-ului sau laptopului nostru? Monitorizăm constant sau ideal odată la ceva timp temperatura laptopului sau calculatorului nostru pentru a ne asigura că totul funcționează în parametri. Dacă la desktopuri avem din placa de bază opțiunea de a vedea anumite temperaturi în BIOS, la laptopuri de obicei nu avem această opțiune. Și pe deasupra nu ne prea ajută. De ce? Dorim să știm temperatura procesorului și a plăcii video, mai ales în momentul în care le utilizăm, în momentul în care ne jucăm un joc sau folosim un program mai intensiv. Astfel ne putem da seama dacă totul este în regulă și nu intervine procesul de thermal throttling și nu avem de a face cu posibile defecțiuni de hardware sau întreruperi, cum ar fi în cazul laptopurilor, momentul în care laptopul se închide automat în timp ce te joci. E o măsură de protecție pe care laptopul și-o ia pentru a preveni anumite pagube hardware. Bun, îți recomand să-ți verifici temperatura procesorului și a plăcii video atunci când faci cea mai intensă activitate din cadrul rutinei tale zilnice. Fie că înseamnă să joci un joc mai greu, fie că înseamnă să folosești un program de editare video sau foto, măsoară temperatura pe timp de o oră, două sau mai mult dacă ai răbdare pentru a vedea dacă ai de-a face cu temperaturi problemă, cum ar fi peste 80-85 de grade în anumite circumstanțe. Dacă observi probleme, trebuie să verifici întâi dacă nu cumva e timpul să cureți de praf laptopul sau unitatea PC, iar în cazuri mai grave, poate fi vorba de o schimbare a pastei termoconductoare sau de înlocuirea unui ventilator dacă acesta s-a defectat. Îți vei da seama în cazul unui ventilator defect, deoarece acesta 1 nu mai face zgomot și 2 ți se va supraîncălzi foarte rapid PC-ul sau laptopul. Cum monitorizăm temperaturile? Programul meu preferat este HW-Info, vine de la Hardware Info, care are un mod de a rola sensor mode only, lucru ce îți permite să vezi temperaturile înregistrate de mai toți senzorii din sistemul tău. Ai opțiunea de a înregistra aceste temperaturi într-un fișier, ce-l poți citi cu Microsoft Excel, le poți vedea în timpul unei aplicații full screen, cum ar fi un joc, și le poți vedea și în System 3, lângă ceas. Acest lucru te ajută să îți dai seama exact când intervine acea temperatură critică, dacă este cazul. Un alt program util ar fi GPU-Z, un program care are și el niște senzori, dar mai mult legat de placa video. Te ajută să vezi și gradul de utilizare al plăcii video și mai multe detalii tehnice despre ea. De asemenea, mai avem și MSI Afterburner, un program făcut de cei de la MSI, dar funcționează pentru orice placă video. La fel, cu ajutorul lui poți seta diverse aspecte de monitorizare în timpul unui joc, să zicem, pentru a monitoriza placa video. Poți de asemenea cu anumite programe, tot pentru placa video discutăm, să îți setezi modul în care se învârte ventilatorul de pe placa video în funcție de nivelul temperaturii. Să zicem la 70% deja se învârte la 100% din turația posibilă. Aceste lucruri sunt mai avansate și dacă te pot ajuta în legătură cu ele, lasă-mi o întrebare mai jos sub acest video. Dacă acest video ți-a fost util, dă un like. Nu uita să te abonezi la canalul Petec și spune-mi cum te pot ajuta și pe viitor. Salut!